Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20 pe History Channel puteți urmări un nou episod din show-ul Ași Amanetului. Serialul prezintă casa de amanet Golden Silver Pawn Shop de la marginea orașului Las Vegas, unde trei generații ale familiei Harrison, bunicul Richard, fiul Rick și nepotul Corey, conduc împreună afacerea familiei. Ei își folosesc cunoștințele și instinctul pentru a evalua articolele aduse la amanet, de la cele obișnuite la cele cu adevărat încărcate de istorie. Now I'll go down to 140. I mean, I go as high as 70. Nah, it's just not going to do it. I guess when you're talking about world record cars and the holy grails, kind of what I want to sell for one day and Pe Cinemax de la ora 21 puteți urmări filmul Flatliners cu Kiefer Sutherland, Julia Roberts și Kevin Bacon. Cinci studenți la medicină sunt atrași de fenomenul persoanelor care văd la propriu moartea cu ochii, dar sunt readuse la viață. Prin urmare, ei decid să studieze cu atenție ceea ce se întâmplă în aceste situații extreme. Great. I should just walk away, Dave. Go climb a mountain. You know, I don't even understand you anymore. You burned your career today on a stranger. Now you're turning your back on a friend. De la ora 22:40 pe Paramount Channel puteți urmări filmul Pretty Bird. Curtis Prentice este tipul clasic al visătorului american. Ajunge în oraș cu idei mărețe, cu un entuziasm debordant și o mulțime de planuri, cel mai mare dintre toate fiind o mașină zburătoare. Cu ajutorul unui inginer, Curtis trece la treabă, dar relația dintre cei doi bărbați se deteriorează. Când succesul survine, totul scapă de sub control. R&D supply list. Magnifying lamps. Magnifying lamps. Lab supplies. Lab supplies. Accelerant, whatever that means. Some kind of accelerant. Sure, we got money for all this. Kenny? Blinking lights. Blinking lights. Glowing dials. Inspiring posters. Metal shelving. De la ora 23:40, HBO prezintă filmul Aferim. Constantin, un zabciu din secolul XIX, primește sarcina de a urmări și prinde un sclav rom fugit de la curtea unui boier. Acesta este cu atât mai hotărât să-l prindă și să-l pedepsească pe sclavul pe nume Carfin, cu cât bănuiește că soția sa a avut o aventură cu el. Astfel, Constantin va porni în urmărirea acestuia, împreună cu fiul său adolescent Ion și aghiotantul său Ghiță. Arde-l pe o cudascăl, tu mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Accept bucurie, drept îmi ceară mie, când văd pe câmpie, mi se arată mie. Căprioare, bugătoare, pe peliță zburătoare, că păsărele cântă. De la ora 23:40, HBO Comedy prezintă Last Call. Danny și Phil sunt doi verișori care sunt rude cu Pete O'Donnell, un irlandez nebun, deținător al unui bar din Long Island. Având mari datorii, unchiul Pete se îmbată și ajunge la închisoare, exact când băncile se pregătesc să închidă barul. Astfel, băieții se străduiesc să mențină barul pe linia de plutire, încercând o serie de scheme ilare, inclusiv transformarea barului într-unul de striptease unde se adună licenii. I got that. My name of this child needs to be spanked. Spanked? If you don't leave here, you're gonna end up in the gutter with your loser cousin and your drunk father. I'll help you out any way I can. Just give me the word. I can't pay. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!